Simona și Andrei vorbeau despre acest ascalt telefoanelor și se pare că regulile s-au schimbat. Așadar, mesajul de pe plasmă, în care li se spunea unde să intre să verifice, nu e doar o sugestie, ci sunt lucruri obligatorii. A spus Simona că vor exista penalizări în cazul în care nu vor face asta. Probabil au apelat la aceste noi cerințe, pentru că știu din sezoanele trecute că lumea cam a aflat despre acest task și își face curățenie în telefon. Am auzit printre concurenți atunci când a ieșit Hatige împreună cu Mihai de la Task, cum că au și internet, le pornește internetul și zicea Cătălina că acum de când a intrat în competiție nu are de unde să știe cine și ce mesaje i-au trimis. Am văzut că sunt destul de contrariați concurenții de aceste reguli, dar ăsta este jocul și nu prea încotro.